face în dreapta și trebuie să schimbăm benzile, așa că dăm semnal. Nu vine nimic, ne asigurăm că nu sunt pietoni și ne vedem de drum. Mergem relaxat, lumea e la cumpărături, încetinim pentru că avem cale ferată. E un tramvai pe aici care mai trece și de multe ori te ia în brațe, dacă nu ai grijă. Ne luăm la trecere cu mașinile pe stradă. Ah, al dracu, BMW m-a făcut, bă. Și se duce, și se duce. Uite, lumea abia acum își pune, au, își pune cauciucele de iarnă. Când afară sunt deja, mă rog, astăzi, wow, 8 grade jumate. Nu-mi vine să cred. Erau vreo 3 de dimineață. În oraș ai să vezi că nu ai nevoie să stai cu două mâini pe volan, va trebui să te obișnuiești cu o singură mână, pentru că cealaltă va sta în general pe schimbător. Eu m-am obișnuit deja să merg cu o singură mână. Da, vorba aia, am de 10 ani permisul. Chiar v-am făcut 10 ani, nu-mi vine să cred. Da. Ne apropiem de sens giratoriu și vedem mașini, așa că nu accelerăm aiurea pentru că va trebui să pui frână. Nu vine nimic, ne băgăm. Hai să vedem cât de aglomerată este parcarea la Didiman. Bă, sper că nu stați să vă uitați la Brazia, nu? Hai, Dani, hai, hai! Și astăzi e haos, mă. Evident, nu parcăm în apropierea ușii. De ce? Pentru că aici parchează de obicei cei mai inteligenți români și de obicei sunt cei care mai zgârie mașina sau chestii de genul ăsta. Chiar dacă plouă afară, prefer să mă duc un pic mai departe. De ce? Pentru că în general găsești un loc liber. Uite cum ar fi, de exemplu, ăsta aici. E ușor de parcat. Ai destul spațiu, nu se vede oglinda. De ce prefer să parchez în felul ăsta? Pentru că vreau să evit situațiile în care cineva îți zgârie mașina. Ca dovadă cât loc am lăsat între mine și el, m-am dus cât am putut de aproape de bordură. Îmi va fi mai greu de ieșit, dar nu mă interesează chestia asta, mă interesează să nu-mi zgârie mașina. Prefer să mă chinui să ies din parcare decât să mă trezesc că mi-a zgâriat cineva mașina. Așa, în concluzie, prefer să parchez întotdeauna undeva unde, măcar pe una din părți, nu poate să parcheze cineva lângă mine. Măcar să o găsesc griată doar pe o parte, nu? Și vrem să ieșim din parcare. Dar ce ne facem? Că mașina este fix pusă lângă bordură și în spate e o dubă mare și cea mai bună manevră ar fi să dau cu spatele încolo și pe urmă să plec în spate. Hai să mutăm mașina un pic mai la stânga. Cam atât. E, parcă acum mai putem mai bine. Ne asigurăm în oglinzi că nu vine nimic. Dacă a trecut dubița aia și a băgat în locul ăla de parcare, înseamnă că putem să băgăm și noi. Ne uităm în spate, ne uităm în dreapta să nu atingem lemne și alte chestii. Da, mă, trece. Aoleu, frate, cât erați, mă? 10? Și ne asigurăm că nu mai trece niciunul dintre ei. Gata, mă, v-ați dat toți jos? Câți ați fost, mă? 15? încă cu toți într-o singură dubă. Și am scos mașina, băgăm într-a întâia și plecăm. Nu-i greu. Și ușor să nu trecem de 20 la oră, că începe să sune martorul. Ce mișto ai luat tu curba, mă. Hai, puii mei, că ești proastă de bubui. Și-mi tot fi învățat să iei curba, nu știu. Așa. Și ieșim. În mod normal aș ieși înainte, însă acum o să ies în dreapta, că o să mă opresc un pic undeva pe loc. Revenind după ce se oprește senzorul. S-a oprit senzorul, putem să plecăm. Ne uităm în oglindă bine, nu vine nimic. Și ne deplasăm. Practicom.ro. Avem cetează trecere, așa că acordăm. Și suntem și noi băieți buni și ne băgăm pe lângă. Mulțumim băieți, mulțumim, mulțumim. Știu că aveați prioritate, dar n-am ce să vă fac, v-ați oprit. Dăm și noi un mulțumesc. Ne băgăm în dreapta. Și deja i s-a făcut frică. Ce, mai ai văzut tramvaiul și gata, te-ai speriat? Da, mai trebuie să faci și din asta, din când în când. Și mergem relaxate acum. Ar fi să nu reglezi scaunul în timp ce mergi. Tot mi se pare cam în față, dar hai, las așa. Nu vine nimic. Așa că ne putem băga. Și intrăm în haosul din București. E mai mică coloana aici, așa că o să ne băgăm aici. Îmi place mie foarte mult că văd că au făcut două benzi pentru stânga și două pentru dreapta. Dar lumea pe banda de dreapta se bagă pentru stânga. Hai, hai, cu tupeu, hai. Intră, intră. Hai, odată, hai. Am văzut că vine și m-am băgat, pentru că am văzut că a și încetinit. Și am și mulțumit, nu? Pietonii la trecere, așa că încetinim și noi, pentru că știm că următoarea mișcare a mașinilor va fi de a încetini. Suntem atenți la ce se întâmplă în jurul nostru, mașinile din față merg relaxate, cele din spate la fel, unul se bagă el și n-a vrut să insiste prea tare. Da.